La doi ani de când Ucraina a fost invadată de Rusia, numai unul din zece europeni mai crede că Rusia poate fi învinsă. Concluzia aparține unui grup de studiu, Consiliul European pentru Relații Externe, care a realizat o cercetare în 12 state europene. Autorii studiului spun că pentru a păstra sprijinul european necesar Ucrainei, ar fi nevoie ca liderii Uniunii să schimbe modul în care vorbesc despre război și chiar să se gândească la ceea ce ar fi o așa numită pace acceptabilă. Analizăm subiectul alături de mine în platou, este jurnalistul Euronews Cătălin Lența. Salut Cătălin, îți mulțumesc că ești alături de noi. Cum să interpretăm noi datele astea? Oare la Iată, intrăm în al treilea an de război. Europenii or fi obosit cu subiectul? Uh, nu știu dacă e vorba neapărat de oboseală, cât de o percepție a ceea ce se întâmplă pe front și în plan internațional. Pentru că acest studiu, care arată că 10% din europeni cred că Ucraina poate câștiga versus. 20% care cred că Rusia poate câștiga, vine după ce Ucraina a ratat o ofensivă, o contraofensivă în vara anului trecut, după eternele dispute politice din Statele Unite în chestiunea finanțării și pe fondul posibilității ca Donald Trump să devină din nou președintele Statelor Unite. Nu e deloc îmbucurător ceea ce se întâmplă. În general, Uniunea Europeană rămâne în continuare încrezătoare în Ucraina dar e nevoie de finanțare, e nevoie de mai mult sprijin. Și uh, putem să ne uităm în uh, acest studiu care ne arată uh, ce s-a întâmplat în uh, plan european. Avem datele, ele sunt agregate de Guvernul Britanic, de YouGov, și uh, traducă direct uh, ce e cu albastru, e procentul uh, din populație din diversele țări care crede că Ucraina poate câștiga războiul. Și vedem uh, România undeva cu 9%. Atât, 9%. Ce vedem cu roșu? Reprezintă procentul de cetățeni europeni care au apărut în acest studiu, care cred că Rusia poate câștiga răspunsul. Și vedem, de asemenea, în România, dublu, 18%. Deci, 18% din români, dublu față de Dar, că și ce mi se pare mie interesant, te rog să mă contrazici dacă nu e așa, faptul că 37% dintre români cred că mai degrabă Ucraina și Rusia ar trebui să ajungă la un compromis. Deci, cumva, e poate noi fiind mai aproape față de alte state pe care le vedem în listă Arina, mai aproape de război. Tot tot ce vedem cu galben e exact acest lucru, compromisul, da? Uh -huh. Cei care cred în compromis. Uh, și uh, cei care au făcut studiu spun așa: e nevoie de o schimbare în retorica politicienilor și în abordarea ideii de compromis favorabil. Cui favorabil? Pentru că dacă dai dreptate Ucrainei, Ucraina a spus întotdeauna nu oprim războiul până nu recucerim ultimul centimetru invadat de Rusia. De cealaltă parte, Rusia nu are nicio intenție din ceea ce vedem la ora actuală să renunțe la ce a cucerit. Și avem exemplu clasic, Crimea ocupat în 2014 și suntem în 2024, iată la 10 ani de atunci și nu s-a schimbat nimic. Și dacă ne uităm chiar astăzi, după ce au cucerit Avdivka, rușii au primit ordin de la Putin să continue și să meargă mai adânc în, mai, în exact, interiorul mai Ucrainei. Asta e problema că ordinul lui Putin e concentrați-vă pe noi acțiuni în adâncime, în interiorul Ucrainei. Iar asta înseamnă, după cum a spus Putin, o organizare foarte bună, mai multe trupe, mai multă muniție. Uh, Lăsăm partea cu organizarea de deoparte. Mai multă muniție din partea Rusiei, mai multe trupe sunt exact punctele slabe ale Ucrainei în această perioadă. Ucraina nu reușește să adune destui oameni pentru armată și nu mai are nici armament suficient și dacă are, nu mai are muniție pentru el. Știți ce mă gândesc cu atitudinea pe care o au americanii acum? Faptul că acera ajutor militar uriaș este încă blocat în Congres. Bine, poate se va debloca, dar astăzi nu ajung banii ăștia în Ucraina. Poate este un factor de natură a influența percepția europenilor cu privire la războiul, care de fapt este mult mai aproape de noi, de europeni. Adică dacă nici Statele Unite nu mai depune eforturi atât de mari, înseamnă că Ucraina nu prea mai are șanse și de acolo să vină cumva un soi de defetism. Nu e neapărat un defect să nu uităm ce se întâmplă în ultima vreme. Ne apropiem în Europa de alegerile europarlamentare. Avem o exacerbare a declarațiilor politice, extrema, extrema dreaptă nu stă, da? Am văzut foarte multe lucruri. Avem din România până în Franța și din Danemarca până în Italia voci care spun că nu e treaba Europei să susțină Ucraina și că mai bine ne-am vedea de uh, problemele noastre. Dar să nu uităm, am avut un exemplu. Uh, al doilea război mondial, da? Uh, erau alte motivații atunci, dar Rusia, să nu uităm, Uniunea Sovietică la acea vreme a ajuns până la Berlin. Și dacă nu înaintea frontul dinspre vest, putea să ajungă și mai departe. Să ne amintim de socialiștii din Franța, care clamau preluarea puterii, nu-i așa, și vedeau o Republică Sovietică în Franța. Deci, uh, Occidentul nu e foarte încântat când vede agresivitatea Rusiei și știe că Rusia nu se oprește aici. De aceea, în ultima vreme, vedem tot ce se întâmplă. O intenție de a înarma puternic Europa, de a o construi în jurul unei industrii militare, de a spori cheltuielile de apărare. Avem ce se ate acum, la această oră aici, la București. Ei bine, România, din punct de vedere al cheltuielilor militare, e la un procent de 2,5% din produsul intern brut. Sau urmează să-l atingă în curând.